Au 32 de ani, sunt frați gemeni și amândoi sunt încarcerați în penitenciarul de la Mioveni. Bună seara, sunt Adriana Stoicescu și vă invit să urmăriți Condamnații, emisiunea poveștilor de după gratii. În urmă cu 21 de ani au rămas fără mamă. Aveau puțin peste 10 ani. Au rămas în grija tatălui care i-a răsfățat și le-a oferit absolut tot. Ei au ajuns însă în închisoare. Ce au făcut de au ajuns în penitenciar, aflați imediat. Tinerii din aceste imagini sunt frați gemeni și au o soartă aproape trasă la Indigo. Sunt singurii gemeni încarcerați în penitenciarul de la Mioveni. Povestea lor este una din cele mai bune lecții de viață pentru mulți dintre cei aflați în libertate, fie că sunt părinți, fie că sunt copii. Aveau puțin peste 30 de ani când justiția i-a trimis după gratii. Sunt cunoscuți ca gemenii Stan din Pitești. Cum a fost întâlnirea cu închisoarea? Foarte greu. Prima oară m-am realizat exact a doua zi când m-am trezit după noaptea când am fost arestat. Deci am fost arestat seara pe la ora 8-9 seara. În acea seară ne-am realizat, dar dimineața când m-am trezit a fost, nu știu, ca un fel de un coșmar pentru mine în prima zi de pușcărie. Te așteptai să ajungi la închisoare? Da. Că în ultima etapă, da. Așteptam să ajung aici, deoarece era un dosar mai greu și știam că nu pot să scap. N-am nicio scăpare. Am așteptat definitiva de la curtea de apel și acolo mi s-a spus că o să fiu condamnat. Dar voi de la ce v-ați luat la ceartă? De la, nu știu, eram cunoscuți între noi, ne cunoșteam, eram... De la fratele meu a avut o altercație cu unul dintre acești băieți, mai de mult, a venit să vorbească cu noi și de acolo a plecat tot, în jurături. Ne-am părțit pumni, picioare și a rămas la tulburarea și ordinii publice. A fost cineva rănit? Nu. Nu a fost. Niciunul dintre noi, pentru că nu l-a apucat. A fost mai mult o îmbrânceală. Nu a fost să fie cineva rănit grav sau... Nu. Și cum ați ajuns la poliție? Cum ați ajuns să fiți judecați? Am fost într-un loc public, într-un spațiu comercial din orașul Pitești și atunci s-a sesizat poliția prin 112. Cineva, anumite persoane de acolo din spațiu comercial a sunat la poliție și a ajuns dânsi pentru că era foarte aproape circa de poliție. Era și o mașină de pază și protecție acolo pentru că se afla un amanet cunoscut din oraș. Au intervenit și dumnealor și de aici a plecat tot. Ne-au dus la secția de poliție, mi s-au luat declarații, am ajuns pe urmărirea penală și ne-au trimis în judecată, control judiciar și arest de 24 de ore. De atunci ne-am dat seama că e ceva serios, nu e o glumă care a fost gata, a fost un scandal, un mic scandal, o mică bătaie între patru persoane. Și gata, să ne împăcăm și la revedere. Nu, când am văzut că ne-a dat control judiciar, ne-au arestat 24 de ore și ne-a dat control judiciar după 2 luni de zile, 3, cam așa, după 90 de zile, mi-am dat seama că ceva e în neregulă și trebuie să vă aflu. Am băgat avocat, mi-au spus că am o suspendare de 1 an și 6 luni din 2011 și nu pot să mai, nu am cum să mai scap, deoarece tulburarea și ordinii publice este ceva penal și se încadrează la amendă penală, dar cum aveam suspendarea 1 an și 6 luni, ceea ce credeam că mi s-a reabilitat în
data de 2011 până în 2015-2016, când am făcut fapta, aceasta cu arestare stat aici, am crezut că mi s-a reabilitat. Dar nu a fost așa. Nu au trecut cei 5 ani de termen de încercare și mi-au pus suspendarea plus un an de la tulburarea și olimii publice și am avut niște conduceri fără permis. Și am ajuns în spatele gratilor. Atât Cosmin cât și fratele său Petruț au intrat în lumea condamnaților în urmă cu un an și 8 luni. Ce s-a întâmplat? Cum ai ajuns aici? Păi, un scandal. Am avut un scandal, o încăierare, în 2015. Am fost cu fratele meu și cu încă vreo 2 băieți, 3 băieți. Ne-am încăierat în fața unui complex comercial. Și am avut o suspendare. Ne-am judecat pe afară. Ce s-a întâmplat concret? Ne-am luat la bătaie, ne-am adresat niște injurii unul la altul, după care ne-am luat la bătaie. Pumnii cu picioarele, cu scaun. Suspendarea pentru ce ai avut-o? Pentru un furt. Am avut o suspendare de 3 ani. Și mi s-a adăugat pedeapsa prin adunare și m-a făcut de 5 ani și 5 luni. De ce ai furat? Păi problema este că nu este suspendarea mea. M-a găsit o amprentă care mi-a zis că pe un geam, la un magazin. Dar eu am o situație financiară foarte bună și primarul mi-a dat începerea urmăririi penale, după care m-a judecat la tribunalul Câmpul Lung, judecătoria Câmpul Lung, și eu am zis că nu am furat, că și dacă e nevoie să plătești, să furase acolo, fiindcă era un magazin destul de mare și n-aveam cum să fur singur eu ce s-a lipsit acestei femei sau bărbat ce era acolo la magazin. Și prima procuroare care a fost la parchet mi-a dat începerea urmăririi penale. După care eu am fost plecat în străinătate și m-au judecat, m-au trezit cu o condamnare de 3 ani, cu suspendare. De ce ai fost judecat în Câmpul Lung? Ai zis că ești din Pitești. Păi așa a spus, că am spart un magazin la Câmpul Lung. Mi s-a găsit o amprentă pe un geam. Eu am o firmă de fier vechi, de dezmembrări. Probabil că am dat și geamuri, am avut niște gherete de... și am vândut. Dar, nu știu, m-am trezit cu condamnarea asta, cu suspendarea asta. Nu pot să-mi dau seama. Cum a fost întâlnirea cu închisoarea? Ce să vă zic? Întâlnirea a fost cam grea, de ce să vă mint, fiindcă îți lipsește foarte mult libertatea, îți lipsesc multe lucruri de afară pe care aici nu le ai, plus că eu am fost o perioadă mult pe sistem de închis. După aia am venit la semideschis. Și acolo nu este ca la semideschis, este o diferență mai mare. Dar m-am obișnuit, m-am acomodat cu colegi, m-am acomodat cu cadrele. Cei doi au sentințe diferite însă. Cosmin a fost condamnat la 3 ani și 2 luni, iar fratele său la 5 ani și 5 luni. Amândoi aveau în momentul judecării câte o altă sentință de condamnare cu suspendare. Dar cum ai ajuns să conduci fără să ai permis? Am avut mașină, neputând, aputinând, am avut permis de conducere, mi s-a fost anulat și am avut o mașină, după am cumpărat altă mașină, m-a atentat, șoferul nu era în permanență lângă mine și m-a atentat așa, până aici pot să merg, nu se întâmplă nimic. Nu aveam teamă că mi se întâmplă ceva sau că știam să conduc, nu era problema asta. Ce să mă oprească, de ce să mă oprească, n-are de ce. Nu realizam. În timpul ăla când eram la volan, era tot ok. Nu credeam că mă poate trage un domn milițian pe dreapta, actele la control, cum te numești, ceva de gen. Și cum ai fost prins? Am cumpărat o mașină de la un prieten și am venit în țară, eram plecat.
și am venit în țară. Și atunci cumpărase mașina cu o lună înainte. Am lăsat mașina acasă, am plecat și trebuia să-i dau o sumă de bani. Restul cu mașină. Și m-am suit la mașină să mă întâlnesc cu un șofer, să merg să-i dau bani și să vorbesc cu el. Și m-a tras pe dreapta un echipaj de poliție și am oprit. Și m-a întrebat, mi-a zis că știau că n-au permis de conducere, o cunoșteau, și mi-a zis, ce faci de acolo, că tu n-ai permis de conducere. Și am explicat, am plecat de aici, era vorba de câteva sute de metri, să mă întâlnesc să-mi iau șoferul din fața străzii de acolo, să-mi iau șoferul. Păi de ce nu ne-a așteptat? Nu și mi-a acte la control. I-am dat actele necesare care erau pe mașinii. Permisul neavând nu i-l-am dat, i-am dat decât buletinul. Mi s-a întocmit o declarație și de aici a plecat dosarul penal de conducere fără permis. Cum a fost când ai auzit sentința cu condamnarea pentru închisoare? Întrebare, nu știu, foarte greu, enorm de greu. Deci am crezut că, am sperat, adică, de fapt, până în ultima clipă că poate să existe o minune, o ceva, nu știu, orice. Ceva poate să existe și să scap, să, nu știu, să-mi dea o suspendare, să fie o minune pentru mine. Dar a fost foarte greu, nu sunt foarte greu, având trei copii, la ei m-am gândit prima oară. La ei m-am gândit prima oară și mi-am dat seama că este foarte greu, că nu să fiu lângă ei o perioadă de timp, o perioadă de viață foarte importantă față de ei. Și am, nu știu, a fost un șoc al vieții mele. Șocul cel mai mare, cred. Ce lume ai găsit la închisoare? Am întâlnit tot felul de lume care nu credeam că se întâlnesc niciodată în viața mea. Sunt fel și fel de oameni. Am stat și cu pedepse mari, am întâlnit criminali, hoți, tâlhari, proxeneți, dar sunt oameni. Nu pot să-i judec eu pentru ceea ce au făcut, dar am întâlnit fel și fel de oameni. Dar m-am acomodat. Între noi, hoții, ne acomodăm între noi. Vorbim, discutăm, socializăm, care sunt de discutat, care nu prea salut și atât, că nu prea e bună prietenia multă la pușcărie. De ce? Probabil să vă spun, dacă ești mai căutat sau mai bine înstărit, îl ajuți, o trece, cum să vă spun eu, în termenii pușcării, la prosteală, nu e bine, băgarea multă de seamă, în glume, poți să dai în certuri, poți să dai în bătaie. Trebuie să-ți vezi mai mult de pătrățica ta, să-ți vezi de pedeapsa ta. Dacă ai muncă, să prestezi munca care o ai, să respecti cadrele, ceea ce eu fac, ca să poți să ajungi mai repede afară, să poți să te duci lângă familia ta, care îmi ținește foarte mult, soția mea, tatăl meu, care ei mă caută. Cum a reacționat familia când a auzit că trebuie să vii la închisoare? Știau că trebuie să vin la pușcărie, dar nu mă gândeam că o să mi se dea suspendarea până adunare. Eu știam codul vechi, care rămân că la o pedeapsă care e mai mare. Și când am auzit 5 ani și 5 luni, vă dați seama, n-a fost așa ușor. Dar au fost lângă mine, m-au susținut, nu mai am mult, m-am 11 luni. Și mulțumesc bunului Dumnezeu și lor, că au fost aproape de lângă mine și m-au ajutat, m-au susținut, am fost cu minte aici, în penitenciar, am prestat muncă, am făcut evidențieri, cursuri, multe cursuri care se țin în penitenciarul acesta și așa ușor, ușor au trecut un an și 7 luni, vizitându-mă, acum trecând de la sistemul ăsta de închis la semideschis, este mult mai bine. Am vizită la masă,
Sunt mai multe lucruri. Ai mult timp liber, ești din cameră, te duci pe afară, este altceva. Acești tineri nu au muncit vreodată în libertate. Au fost răsfățați de către tatăl lor. Când aveau 10 ani, mama lor avea să-i părăsească în urma unei boli cumplite. Au rămas în grija tatălui, care a încercat să le ofere absolut tot și să le fie atât mamă cât și tată. Ei însă au ajuns să conducă fără a avea permis, au bătut pe oricine le-a stat în cale și au furat. Spun că unele din acuzațiile ce li se aduc nu sunt reale. Ce cursuri ai făcut aici? Am făcut cursuri cu familia, am făcut cursuri socioeducative, de sport. Am fost la fotbal, și din afară, am fost la Ploiești, am fost la București. Am făcut citirea unor cărți, să citești niște cărți și să povestești ce ai învățat din cartea aia. Am făcut câteva cursuri bune. S-au făcut multe cursuri. Ai fost închis doar aici? Da, numai în penitenciarul ăsta. Am fost și pe Rahova, dar pe spital, că am avut o problemă cu rinichi, am avut o piatră la rinichi. Dar nu am fost decât 2 săptămâni. Aici, da. Toată pedeapsa aici am făcut-o, penitenciarul meu. Fratele tău de ce a fost închis? În aceeași faptă cu mine, aceeași faptă, dar numai că n-a avut o suspendare mică de un an de zile pentru conducere fără permis. Și el are o pedeapsă de 3 ani și 2 luni. Dar el mai are vreo 45 de zile și intră în comisia de eliberare. Eu mai am. V-a reproșat ceva familia? Vă dați seama, ne-a spus că puteam să ne împăcăm cu băieții care ne-am certat. Puteam să evităm lucrurile astea, dar faptul este consumat, cum să vă spun eu. Am greșit, am plătit, consider că m-am reabilitat, m-am maturizat foarte mult, m-am reabilitat și am văzut ce înseamnă libertatea, să prețuiești libertatea, să nu mai greșești. Și prin ceea ce am trecut și prin toate cursurile și prin ce am discutat cu unii oameni de aici și am văzut fel și fel de chestii, sunt oameni care nu sunt ca mine căutați și suferă. Adică n-au ce am eu sau ce are altul care e căutat. Și trebuie să apreciez chestia asta și când o să ies afară, trebuie să evit orice chestie ca să pot să nu mai vin niciodată aici. Cât de mult a schimbat închisoarea? Cum să vă zic eu, nu prea pot să fac o comparație, nu prea am o comparație foarte mare. E, m-a schimbat foarte mult. Foarte, foarte mult. Încerc să iubesc mai mult, să apreciez mai mult ce afară, ceea ce mi-a lipsit aici și cine a fost lângă mine. Restul nu mai mă interesează nimic decât familia, libertatea, să pot să fac un copil, ceea ce aveam ocazia și nu l-am făcut, fiindcă nu am, asta îmi doresc cel mai mult, și să stau cu familia mea. M-a schimbat mult. Când ai intrat pe poarta închisorii, cum a fost? Când am intrat pe poarta închisorii, nu-mi venea să cred că am ajuns aici. M-am văzut clădirea în care trebuie să intru, mi s-a spus unde trebuie să mă duc, camera. Mi-am zis că poate o să existe ceva, să se întâmple ceva, să mă întorc înapoi acasă, dar e foarte greu, trebuie să realizez că sunt arestat, am o condamnare, trebuie să termin. Am avut în cap să ies la muncă, să urmez cursurile educative din penitenciar pentru a fi recompensat cu fel și fel. Pachet suplimentar sau permisie acasă, ceea ce am și avut, permisie acasă, de 24 de ore. Și am luptat pentru chestia asta ca să pot să ies mai repede afară, să mă duc lângă familia mea și copiii lași mei.
Despărțirea de fratele tău, cum a fost în momentul când a fost condamnați? Foarte greu. Extraordinar de greu, deoarece el a avut o pedeapsă mai mare și s-a dus pe sistem închis, iar eu am plecat în țară, la Târgu Jiu, pe sistemul semideschis. M-a spus penitenciar unde nu cunoșteam, nici nu știam unde să aflu, nici nu știam nimic. El era rămas aici. Nu ne-am întâlnit prima oară 6 luni de zile, deoarece eu am băgat o contopire a pedepselor pe care le-am avut. M-am întâlnit cu el după 6 luni de zile, că aveam camera de tranzit exact pe secția care era el închis. Și aveam aerul în același oră, 3 ore. Era iarnă, dar n-am mai simțit nici frigul, nici absolut nimic. Am stat cele 3 ore împreună și ne-am povestit cum e acolo, cum e la aici. Până părinții mai vorbeam, când sunam acasă, întrebam ce face, dacă e bine. După aceea am plecat înapoi la Târgu Jiu și am venit astăvară, în iulie, am venit în iulie și ne-am întâlnit iar după 14 luni, ne-am revăzut și am stat împreună în aceeași cameră. Acum sunt la sistem deschis, el e la sistem semideschis, iar ne-am despărțit, iar e greu, dar știu cum am o lună de zile și o să ajung acasă. Cu detașare ce au făcut. Pentru amândoi, sentințele primite au fost cea mai dură lecție de viață, una care i-a transformat în cu totul și cu totul alți oameni. Amândoi s-au reinventat în lumea închisorii. Pot fi oricând una din cele mai pertinente lecții de viață. Ce fel de om erai când ai intrat în închisoare? Ce fel de om ești acum? Nu puneam preț pe nimic, nu mă interesa așa multă aia pușcărie și ce ies. Ce să fac, că să fac, dar nu e așa. Nu prea puneam preț pe nimic, dar aici încep să pui preț pe orice, să fii mai costisitor, să pui preț pe libertate, pe haine, pe bani, pe orice. Nu poți să arunci aici. Aici vezi foarte multe. Am învățat foarte multe. De ce ți-e cel mai tare dor de afară? De soție și de tată. Ți-a reproșat ceva? Vă dați seama că mi-a reproșat că e singură, că de-abia așteaptă odată să ies, să fiu lângă ea, să putem să facem un copil, fiindcă avem o vârstă, să ne temem odată o familie, tata la fel este în vârstă, să-l ajut la afaceri, să stau lângă el, să sprijin. Asta mă reproșează, să ies mai repede și să fiu cu minte, să stau lângă ei, să pot să îi ajut. Tu ce crezi că e cel mai important în viața unui om? Cel mai important? Libertate. Libertatea este cea mai importantă și sănătatea. Dacă te aduce viața din nou aici? Sincer, nu știu dacă aș mai putea trece chiar așa cum am trecut peste pedeapsa asta. Aș trece, sunt tare. M-am întărit mult pușcăria, dar închisoarea. Dar problema este că nu cred că am de ce să mai vin aici. Nu am pentru ce și pentru cine să mai vin aici. Fiindcă am tras prea multe, am văzut prea multe, mi-au lipsit foarte multe. Ce ai văzut tu aici? Ai zis, am văzut prea multe. Am văzut cum e să... De exemplu, cum am fost la sistemul închis. Ești decât trei ore la aer, intri în cameră. Că ăsta e sistemul, nu avem pe cine să facem. Stau cu 20 de inși, 18 inși cât eram noi, în cameră, de dimineață până seara. Cât îmi lipsesc mie? Lipsesc. Nu lipsește mama, ăsta mama, tata,
soția, îmi lipsesc unele mâncăruri pe care aici nu putem să le avem decât prin comandă la magazin, fiindcă eu sunt puțin mai dificil cu mâncarea și de-aia. Mi-au lipsit foarte multe și odată ce lipsesc foarte multe, trebuie să apreciezi, să nu mai greșești, să nu mai vii aici. Cu mama ta ce s-a întâmplat? Mama mea a decedat acum 21 de ani. A fost bolnavă. A avut un cancer și a decedat. Aici ți-ai făcut prieteni? Prieteni. Cunoștințe, să pot spune așa. Cunoștințe. Am câteva cunoștințe care sunt de treabă. Ne-am cunoscut, ne știam de afară. Da, pot să spun prieteni. Da, pot să spun prieteni. Fiindcă ne cunoșteam de afară și ne-am întâlnit aici la pușcărie. Tu ți-ai făcut prieteni aici? Da. Mi-am făcut prieteni aici, câțiva aici știam de afară, care erau și arestați aici, și pe care mi-am făcut prieteni, sunt și acum cu ei prieteni, și am rămas prieteni și sper că o să ne întâlnim și afară și o să rămânem, să ne întâlnim, să ne salutăm, să... Dar oricum o să ne vă povestim despre ce am fost aici, o să povestim despre altceva. O să sunt și eu, familia, copii, au venit într-o prostie la pușcărie și am rămas prieteni deoarece am văzut că am venit într-o prostie și practic eu am considerat și la rândul lor când ne-am reabilitat și trebuie să ne gândim la altceva când ieșim afară, să ne gândim să avem grijă de familia noastră, să muncim și să stăm lângă ei cât mai aproape și să uităm de acest coșmar. Este o rușine să faci închisoare? Nu. Nu este. Nu este o rușine să faci închisoare. Nu este, deoarece închisoarea te maturizează. Practic te maturizează și îți arată anumite lucruri pe care tu nu le-ai întâlnit în viața de afară. Foarte multe lucruri. Cât de mult a schimbat pe tine închisoarea? Sunt altul. Extraordinar. Foarte mult. Nu absolut tot. Nu știam ce e muncă. Majoritatea așa. Nu apreciam libertatea. Nu apreciam ce spun cei de acasă. Că să nu mai faci prostii, să nu mai faci aia, că poți să ajungi la pușcărie. E greu, gândește-te că... Acolo să stai numai singur, o să veni la tine decât când e devenit, nu e bine. Și acum am realizat că tot ce mi-au spus ei acasă a fost adevărat. Nu ceea ce îmi spunea prietenia aia, n-are nimic ca ce se întâmplă, nu se întâmplă nimic. Lasă că nu e adevărat. M-am schimbat foarte mult și am considerat că mai depres ca familia nu este nimic pe acest pământ. Pe cei doi i-am întâlnit în urmă cu o săptămână în închisoare de la Mioveni, un loc în care durerea și tristețea se reinventează de la o zi la alta. În acest loc, tinerii rebeli de altă dată s-au maturizat brusc. Peste noapte au trebuit să învețe a supraviețui într-o lume plină de frustrări. Au fost nevoiți să-și analizeze viața și să-și conștientizeze greșelile. Se numără printre puținii deținuți din închisorile României pe care detenția i-a schimbat în bine. Sunt, fără să vrea, o lecție de viață pertinentă. Cum a reacționat tatăl vostru, doi băieți, să aibă și amândoi la pușcărie? Mi-a fost foarte greu. Doar ce se împărțea când la mine, când la el, eu la Târgu Jiu, el aici. A avut și o comoție cerebrală în acest timp, în cauza când i s-a făcut contopirea fratelui meu și a rămas definitiv la pedeapsă mai mare ca a mea cu mult, 2 ani și. Practic nu știa că o să fie adunate atâtea pedepse
Dar el credea că poate rămâne pe la vreo 4 ani. Când a văzut 5 ani și 5 luni, a fost foarte mult. A fost foarte greu, dar acum e într-un fel e bucuros că știe că m-am foarte puțin, eu ieșesc afară, aproximativ 30 ceva de zile, până intru în comisie. Am avut o permisie de 24 de ore și știu că sper din tot sufletul să fiu pus la prima și să plec acasă. Și să uită pușcăria asta. Tu ce nu vei uita niciodată de aici? Sincer, nu voi uita niciodată cât de greu mi-a fost când m-am despărțit de fratele meu și de familia mea. Și până când am trecut nopți care mă gândeam ce or face copiii mei, fratele meu care l-am lăsat pe el aici și am plecat la Târgu Jiu, asta nu voi uita niciodată. Unde a fost mai bine, la închisoare aici sau la Târgu Jiu? În ambele părți. N-am avut probleme. Deoarece am fost un deținut exemplu, m-am ținut de muncă, de cursurile educative și nu am creat probleme. Nu am avut probleme nici cu domnii polițai, nici cu absolut cu nimeni. Deoarece am fost... Am știut ce am avut în cap de la începutul începutului. Trebuie să ies la muncă, să-mi văd de munca mea, să mă duc la toate cursurile care mi se spun, ca să pot să ies afară să fiu recompensat, să pot să ies afară să plec la prima, deoarece pedeapsa mea a fost mică și consider că aș putea să plec la prima. Tu ce nu vei uita niciodată de aici? Nu s-o uit cam nimic în tot ce mi s-a întâmplat aici, în ce am trecut. Asta a fost o lecție de viață pe care nu o să o uit niciodată. Și o lecție de viață care, v-am spus, m-a maturizat foarte mult și mi-a arătat ce înseamnă libertatea, ce înseamnă pușcăria, ce înseamnă familia, ce înseamnă prietenii, ce înseamnă prostiile pe care le-am făcut și greșelile pe care le-am făcut. Cum îți vezi viața de după închisoare? Cum văd viața după închisoare? Foarte frumoasă. Practic, extraordinar de frumoasă, numai că mă gândesc la libertate. Deci, când mă gândesc la libertate, e numai când aș... Am spus cuvântul libertate, am spus total, nu știu, diferit. E o diferență ca de la cel la pământ, cum ar fi pe Marte și pe pământ. Le vei povesti celor de afară că ai fost la închisoare? Dacă o să mă întrebe, da, dar nu prea am cui să-i povestesc, fiindcă prietenii de afară care am avut, m-au cam uitat. Și ca să mă duc înapoi să mă întâlnesc cu ei să le spun ce aici, nu mai vreau să le spun. De ce spui că te-au uitat prietenii? Fiindcă nu m-a căutat nimeni, n-au venit să mă vadă, n-au venit să mă întrebe dacă sunt bine. Și înainte eram pe afară, poate prin cluburi, poate pe la un grătar, poate pe unde umblam noi când ne întâlneam. Dar aici, decât familia ți-a aproape, decât familia ta, părinții tăi, soție, dacă ai frați, în rest nimeni. Nici frați, că unii se căsătoresc, pleacă, se duc. Tata și soția. Atât. Ce-a fost lângă mine. Tot. Fratele tău n-a fost lângă tine? Nu, fiindcă... El a avut sistem semideschis, iar eu am avut sistem închis. Acum ce ne-am întâlnit la semideschis, dar n-am putut să stăm tot așa mult împreună. Asta a fost soarta noastră și el a plecat acum la deschis, fiindcă mă are 40 ceva de zile, 50 de zile. Iar eu am rămas în continuare la semideschis.
și eu m-am în jur la 11 luni. Ce nu vei uita tu niciodată de aici? Ce să vă zic eu? Nu să uit multe lucruri. Diminețile care mă trezeam, cum eram obișnuit afară să mă scol la 10, la 11, aici mă trezesc diminețile mereu, nu o să uit lucrurile pe care le-am făcut bune. Am prestat muncă, am fost cu minte. Sistemul de închis care, v-am spus, nu este ca să la semi deschis, deoarece pedeapsa era mai mare, dar mulțumesc și bunului Dumnezeu și cadrelor care mi-au dat semi deschisul, au văzut că am prestat muncă, am făcut evidențieri. Libertatea trebuie să o apreciem. Ai plâns vreodată aici? Sincer, da. De ce să zic că nu? Cu toate că sunt tare, m-am întărit, dar am plâns. Când mi-a fost soția bolnavă, când mi-a fost tata bolnav, la început când am venit, când m-am despărțit de fratele meu și eu trebuia să vin pe sistem de închis și pe sistem de semideschis și ne-am văzut după un an și ceva, vorbeam doar prin scrisori, fiindcă era Târgu Jiu, iar eu eram aici. Atât am plăcut, în rest, m-am întărit și m-am maturizat foarte mult. Frații au o inteligență nativă ieșită din comun. Nu au fost însă capabili, până nu au ajuns în închisoare, să-și o valorifice. Sunt încarcerații care nu ratează niciun curs din penitenciar. Învață să picteze, să zugrăvească, să tundă sau să gătească. Fac orice pentru a-și ocupa timpul. Amândoi spun lumii că șansa lor în viață a fost tocmai aruncarea în pușcărie. Detenția i-a ajutat să se reinventeze. Care este primul lucru pe care îl vei face când te vei elibera? Cred că e sigur o întrebare care are un singur răspuns. Să stau lângă copilașii mei. Vreau să-i strâng în brațe și să-i stau lângă ei. Exact în prima zi când ajung, până... Cât de mari sunt? Fata are 5 ani și am 2 băieți gemeni de 2 ani. Ei știu unde sunt? Unde ești? Ei nu conștientizează, pentru că sunt foarte mici, au 2 ani și nu știu. Dar fata știe că sunt la muncă. N-au venit niciodată la tine? Ba da, au venit. De foarte multe ori. Și ce îți spun când vin? Ei nu prea vorbesc așa, mai mult gongâne, că sunt micuți, nici decât tatii. Așa, dar fata îmi zice când mai stau la muncă, că să vin acasă, că ajunge cu atâta muncă. E greu, dar... Ce ar trebui să știe cei de afară despre închisoare? În primul rând, să gândească că aici nu e ca afară, nici măcar 1%. Nu este ca afară la absolut nimic, nici oamenii de aici nu sunt ca afară. Aici există și multă perversitate și multă hoție, mai mult ca oriunde. Aici poți să intri într-o clădire de șerpi. Dacă nu știi să te comporți, nu știi să ții capul sus, nu știi să fii, cum se spune, băiat, poți să fii mâncat de hiene. E total diferit, e altă viață aici. Aici nu e viață ca afară. Mulți de afară care vin aici nu mai sunt aceiași. Au două variante, mulți cad psihic, mulți ajung rău, mulți
ajung bine, adică bine, în ce mă refer, bine. Rămân cu psihicul bun, cum am rămas și eu, să schimbăm bine, să duce la muncă și vrea să fie bine, să ajungă mai repede acasă. E diferență, e total diferit. Și e foarte greu, în primul rând. E extraordinar de greu. La început, prima oară te omoară psihic, te dărâmă, te macină pe dinăuntru, rău de tot. Chiar dacă nu te arăți. Doră de familie, de copii, de casă, de orice. Care a fost primul lucru pe care l-ai învățat la închisoare? Păi, când am ieșit la muncă, primul lucru, am fost plant un pohol, mă trezeam la 6 dimineața, ceea ce nu visam niciodată să mă trezeam la 6 dimineața. Săteam până la ora 7, până de masă, intram la cameră, după aceea ieșeam iar. Făceam curățenie pe hol când se închidea ușile. Îmi place a intra mea la cameră. Ce reprezintă închisoarea pentru tine? Cum să vă zic eu, m-aș exprima altfel. Ca un sac de ciment greu pe cap și să-l ții foarte mult. E grea pușcăria. De ce este grea? E grea că îți lipsește, v-am spus, libertatea, familia. În rest, nu e grea. Condițiile nu mai sunt cum ne erau înainte, pe vremea lui Ceaușescu, cum se spune. E altfel. Din viața acestor tineri se pot trage multe concluzii pertinente. Cei aflați în libertate pot înțelege ceea ce înseamnă un anturaj nepotrivit, ce înseamnă să te consideri un rebel fără cauză și fără scop. Părinții pot învăța ce înseamnă necunoașterea și delăsarea. Viața lui Cosmin, dar și a lui Petruț de până la încarcerare, este, din păcate, existența multor altor tineri, adolescenți care nu știu ce vor cu adevărat, copii scăpați din mâna părinților, răsfățați, tineri care cred că pot face orice fără a da vreo explicație. Viața însă nu este așa. Tu afară n-ai muncit? Nu. Foarte puțin, foarte puțin munceam. Era un tata, este, a avut o firmă de fier vechi și de camioane și văd asta, mai aveam mai mulți angajați. Doar îi coordonam. Că îi mai ajutam așa, între picături, e tot la diferit. Dar să mă scol la 6 dimineața, să muncesc până la seara la 6:30, până să închide ușile, doar în 3 mese ce stă ușile închise. Ce fel de copilărie ai avut tu? O copilărie frumoasă până la vârsta de 8 ani și 9 ani, când a murit mama mea, a decedat. Atunci a fost un șoc puternic și am suferit foarte mult. Am rămas în grijă tatălui nostru, mamă, soră. Și toți trei am rămas în grijă tatălui nostru, a fost foarte greu, singur, cu 3 copii. Am încercat să-l ajutăm, să-l ascultăm, să fie bine, să nu-l dezamăgim niciodată. Sora voastră ce a spus când a auzit că veniți la închisoare? A suferit mult, a plâns. I-a fost greu. Dar cu timpul așa, i-am spus că o să fie bine, o să ieși mai repede. Cosmin și Petruț, gemenii care nu au muncit niciodată în libertate, dar care în închisoare s-au maturizat. Sunt Adriana Stoicescu și vă aștept săptămâna viitoare tot aici, la Condamnații.